Obiecte neidentificate au ajuns și în spațiul aerian al țării noastre. Ți-a comunicat asta Ministerul Apărării astăzi, că a identificat o țintă aeriană de dimensiuni mici. A ridicat migurile de la sol imediat, însă când au ajuns la altitudine, surpriză, nu l-au mai găsit. Colega mea, Marga Nițu, se alătură acum cu detalii. Bine te-am găsit, Marga. Vedem această epopee a balonului. Ne-am lămurit până la urmă dacă este sau nu acest balon? E ceva, nu știm ce, dar a fost ceva și din comunicarea BAPN, afli că noi ne-am descurcat foarte bine. În doar 10 minute a dislocat aceste forțe, a ridicat 2021 Lancer, doar că ce să vezi, când au ajuns la 11.000 de metri nu au găsit nimic, au survolat zona timp de 30 de minute și nu au identificat. Acum, care sunt teoriile, Marga? Posibilități. Da, ori suntem atât de incapabili și incompetenți încât ridici două miguri de la sol pentru interferențe naturale, pentru o prezență electromagnetică pe care n-ai putut să o detectezi, spune purtătorul de cuvânt că este ceva normal, sunt situații ieșite din comun, prin urmare înțelegem că mai sunt asemenea erori, deci ridici astfel de aeronave de la sol pentru interferențe, ori a fost ceva detectat și noi nu aflăm, pentru că, ce să vezi, sunt strict secrete aceste informații, cum sunt strict secrete și procedurile conform cărora se manifestă. Coincidență sau nu, Marga, astăzi și spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de câteva ore, exact cum ziceai și tu ceva mai devreme, cam în același interval orar. Există posibilitatea ca acel balon să fi trecut prima dată pe deasupra spațiului aerian al Moldovei și de aceea să se fi luat această măsură extremă și să fie ajuns ulterior la noi? Noi am luat o măsură ceva mai relaxată, doar am trimis niște miguri care n-au găsit balonul. Da, tot ce e probabil, însă în condițiile de față ni se spune de un an și ceva că este foarte bine că avem un general la conducerea guvernului, pentru că iată, avem război la graniță și el ne oferă această siguranță. Însă în această întrebare cel mai bine ar fi depus de adresat premierului nostru, care ar putea să pună unul lângă altul niște cuvinte și să le transforme într-un enunț, să aflăm despre ce este vorba. Puțin probabil ca MAPN să vină cu detalii suplimentare, mai ales după comunicarea pe care a avut-o astăzi, au spus foarte clar, au identificat un obiect care semăna cu un balon meteorologic, însă odată ce au ajuns acolo, ce să vezi, nu mai era. Îți mulțumesc, Marga, așteptăm lămuriri. Nu de la tine, de la oficiali. Exact.